am o întrebare pentru voi. Snooker, trompetă, ce au în comun? Nici nu puteți să vă dați seama, dar noi am găsit răspunsul pe Dumitru Hanganu. Instrumentistul se pare că a găsit numitorul comun între ele și le combină perfect. Recent a urcat și pe podiumul Cupei Moldovei cu performanțele sale. Dar cum a început aventura lui în această lume a sportului, ne va spune imediat. Să vedem cu ce vine în mână. Vine cu tacul sau cu trompeta? Salutare! Bună ziua, salutare! Cu trompeta! Bine ai venit! Ia loc pe canatea! Nu interesantă masa asta, că nu poți să joci la ea, da? Cam așa, da. Unghiurile nu permit. Unghiurile nu sunt. Da, cu asta ar fi mai, cu mai multă adrenalină. Felicitări, în primul rând, pentru performanțele tale. Atunci când noi vedeam pe pagina ta de Facebook ce se întâmplă, zic, de unde până unde artist trompetist la snooker? Și, în genere, e un tip de sport mai puțin cunoscut în Moldova. Când eram mică, mă uitam, eu știu pe Sullivan. O, super tare! De unde a apărut pasiunea ta pentru acest tip de sport? Pasiunea aceasta vine încă din anii de liceu. Am fost într-o plecare la o tabără, nu știu, cei mai buni elevi a liceului Ciprian Porumbescu, în România, într-o betă Turnul Severin, și acolo am făcut cunoștință cu prima masă, să zic eu așa, de biliard. Era o masă de biliard american și am zis, da, să încerc și eu. Am văzut cum băieții bilele și uite din momentul ăla când am pus mâna pe tac, mi-a rămas aici la suflet pentru toată viața. E diferență între snooker și biliardul rusesc, așa cum îl știe lumea? Da, desigur, este o diferență foarte mare. În primul rând, bilele sunt mai mici? Da, da, în snooker sunt cele mai mici, apoi urmează ca mărime bilele din biliardul american, însă acolo masa e mai mică și buzunarele sunt mai mari. Iar în biliardul rusesc sau în piramida rusească, cum îi mai zice, buzunarele sunt foarte înguste și bilele sunt foarte mari. Deci tot este o dificultate de a juca acest tip de biliard. Și tu ai premii și și? Da. Eu încerc puterile și și, fiindcă este același joc. Până la sfârșit trebuie să punctez bilele, însă gândirea este foarte diferită în orice joc. Deci dacă în rusesc trebuie mai mult să punctezi 8 bile și să câștigi partida, deci în snooker este deja o joacă cu strategică, gândire foarte multă. Poți să câștigi nu doar punctând bile, poți să câștigi ascunzând bila albă și nepermițându-i concurentului, pe concurent să greșească și să-ți puncteze el ție, să zicem așa. Chiar te antrenezi sau cumva când ai timp? Totuși rămâne a fi un hobby, o pasiune a mea, deci la nivel așa, spre profesionist. Deci, dar mă strădu, desigur, să dau tot ce pot și să avansez, fiindcă, cum știm, cu timpul obținem experiența și am avut cazuri când am luat chiar și lecții de la profesori de biliard și am acumulat informații noi. Și îți place. Da. Din familie, ai mai reușit să mă lipsești pe cineva cu pasiunea asta ta? Da, desigur. Dragostina foarte tare este interesată. Chiar mă roagă des când merg eu, să zic, ori la o competiție, ori la un joc, să meargă cu mine și ea și o mai iau, desigur, că să... Însă am încercat să-i propun să facă niște lecții chiar cu profesor, fiindcă, după cum știm noi, baza contează cel mai mult, dar când ești mic, atunci se aranjează mâinile cel mai corect. Și ea zice, nu, că eu vreau doar să joc cu tine, așa, adică, știi? Să petreacă timpul cu tine. Să se distreze, da. Apropo, degetele sunt foarte importante și la trompetă și cum poziționez. Pentru că eu când mă uitam la video, aveam impresia că degetele cum se întorc așa, cumva, când așa, le pui pe da. Tablă. Da, trebuie să fie flexibile degetele și mâinile la fel. Nu trebuie să tremure mâinile. Nu, nici într-un caz. Atunci, dar sunt situații când, spre exemplu, dacă joci o finală și este o bilă, nu știu, de joc, să zicem, care decisivă. Este, da, decisivă, atunci, într-adevăr, poți câteodată să simți niște emoții, un pic să nu fie stabil mâinile sau să
într-o secundă să poate să transpire puțin. Da, sunt, dar mai rar așa momente, fiindcă noi muzicienii de obicei suntem obișnuiți cu ieșirile pe scene, cu public mult în față și... Căldură, fără aer condiționat, vă descurcați. Da, ne descurcăm de, fără probleme. Ce zic colegii de breaslă despre pasiunea ta? Ăștia, instrumentiștii, instrumentiștii soliștii. Se bucură mult de timp, zice, băi, dar cum așa, cum, chiar te duci? Da, chiar mă duc și particip cu jucători foarte puternici. A fost chiar așa un caz la piramida combinată în biliardul rusesc. Am nimerit grila competiției, am nimerit peste un băiat care cu un an în urmă câștigase locul întâi la Cupa Moldovei, piramida liberă, adică când se bate doar cu albele toate, dar rusesc, biliardul rusesc. Și am nimerit peste el și am avut norocul și l-am câștigat. Nu știu cum, l-am câștigat. Deci arbitru care era acolo a competiției... Rămas el uimit. Da, eu am zis că felicitări, tu ai câștigat actualul campion a Moldovei. Și iată și așa poate să se întâmple. Așa, și probabil arbitru nu prea știa că tu de fapt ești instrumentist. Nu, știa... Deja au început să te cunoască. Da, desigur, noi deja ne cunoaștem acum mai aproape, ne-am prietenit cu toții și pe internet și mai știm câte ceva despre fiecare din familie. Așa.